Bună dimineața, distinși colegi, stimați părinți, onorată asistență, bun venit în anul școlar 2021-2022. Liceul German Sebeș este pregătit să facă față provocărilor acestor vremuri dificile. Vă asigurăm de tot sprijinul, atât de sprijinul nostru, al dascălilor, cât și de sprijinul autorităților locale. Noi, oamenii școlii, suntem alături de elevii noștri și de părinți. Dragi colege și colegi, sunteți o inspirație pentru toată lumea. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Vă dorim sănătate, răbdare și multă putere de muncă. Dragi elevi, întoarcerea la școală este un motiv de sărbătoare, deoarece înseamnă un nou pas către un viitor minunat. Spor în toate tuturor elevilor noștri. În acest an școlar vom aduna împreună realizări și vom înmulți bucuriile. Dragi părinți, dragi elevi, e foarte frumos așa că începem școala, probabil că elevii sunt mai emoționați la începerea anului școlar, poate că nici nu ar vrea într-un fel să înceapă, deși pe de altă parte emoția reîntâlnirii cu colegii sunt convins că există. Anul școlar până la urmă și participarea la cursuri de fapt este un început, un început în ceea ce privește universul cunoașterii, așa că aș începe prin a-i ruga pe părinți să îi încurajăm pe copii înspre școală, pentru că cu siguranță așa vor dezvolta personalitatea, își dezvoltă universul. Unii poate mai visători, i-aș asemăna cu cei care își pun o dorință atunci când aruncă un bănuț în biserică, alții mai pragmatici atunci când aplică lucrurile foarte clar, dar cu siguranță fiecare dintre ei, unul lângă celălalt, vor dezvolta tot ceea ce înseamnă universul cunoașterii de acum încolo. Ne bazăm pe ei, așa că trebuie să-i încurajăm. Despre cadrele didactice, le mulțumesc pentru că fac acest frumos efort de a clădi, de a clădi caractere, de a dezvolta persoane și personalități. Și le doresc succes și să aibă încredere că ceea ce fac în fiecare zi, cu siguranță, este bine pentru copiii noștri. Vă doresc succes, dragi copii, în noul an școlar. Cu siguranță o să descoperiți o lume frumoasă în continuare, pentru că voi sunteți cel mai frumos lucru care poate să ni se întâmplă nouă adulților. Succes tuturor! Dragi părinți, mă adresez acum către dumneavoastră și pentru dumneavoastră cu acest cuvânt. Copiii noștri sunt asemenea unui lut pe care noi putem să-l modelăm cum vrem. Spuneam și în alte împrejurări că pentru realizarea unui caracter frumos în copiii noștri, pentru implementarea demnității, a identităților, atât națională, sau etnică, sau religioasă, noi jucăm un rol foarte important. Și în sensul acesta, confruntându-ne cu toți cu provocările care vin tot mai frecvent și care cu durere și regret o spun că de multe ori sunt îndreptate împotriva familiei, care este nucleul de bază a societății, este opera lui Dumnezeu și este cel mai scump în societate. Aceste provocări sunt printre noi. În sensul acesta, omul de Dumnezeu îi spunea lui Timotei, ia seama și la citire, ia seama și la învățătura pe care dai altora. Dumnezeu să ocrotească copiii noștri, Dumnezeu să ocrotească școala și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare